Salutări din nou, dragilor, pentru că afară plouă foarte mișto, m-am gândit să mai vin cu un clip azi, despre remorca mea de e-bike, pentru că tot în urma unor curiozități, tot în urma unor întrebări pe care mi le-au adresat persoane, așa mai apropiate mie, cunoscuți de-ai mei, despre remorcă, pentru că vor să-și cumpere remorcă de bicicletă, pentru că au văzut, pentru că e mișto și o să o dau jos de acolo și o să vorbesc un pic despre ea, pentru că și pe asta am modificat-o un picuț așa după bunul meu plac. Hai să zic așa, să sune mișto. Am modificat-o, bineînțeles, după nevoile mele. Și o să dau un pic jos de acolo și o să vorbim un pic despre ea. O să vorbesc un pic despre ea. Așadar, remorca este un Burley Coho XC cu sistemul de prindere modificat. Și de unde să încep? Hai să încep din față, de la sistemul de prindere. Sistemul ei de prindere original este ăsta. Un pic cam murdar. Și este un sistem de prindere care a cedat. Aici am o crăpătură. Și unde mai aveam? Că mai aveam o crăpătură, dar nu mai știu unde. Două. Așadar, ăsta e sistemul de prindere original care a cedat din cauza greutății și oricum intenționam să-l schimb pentru că nu mi-a plăcut niciodată raza de pragaj a remorcii agățată de bicicletă față de cum este cu noul meu sistem de prindere, da, care e format dintr-un braț care a fost tăiat, acest braț a fost tăiat dintr-o remorcă monowheel pe care o foloseam să o tractez pe fiica mea când era mai micuță. Și pe aici, aici se cuplează pătratul ăsta, ca să zic așa, intră în bicicletă. Ideea este ca aici, în cupla asta, este un... E o cruce cardanică efectiv aici, nu trebuie să avem joc nici aici, nici aici și aici trebuie foarte bine prins. Asta este un fir de la un cablu de la lumina de pe spate, pentru că lumina pe spate e un stop, este un stop de la Supernova. Nu mă joc cu luminile, vreau să am lumini, vreau să fiu văzut și stopul ăsta este alimentat din bateria bicicletei. Am refăcut un pic circuitul de la stopul bicicletei de pe spate, am tras curent și am venit aici, iar stopul ăsta se aprinde automat în momentul în care pornesc bicicleta. Așadar, sistemul de prindere, ceea ce este foarte ok la sistemul ăsta de prindere. Hai să văd dacă reușesc să... Pe mine mă interesează foarte mult ca remorca să o pot demonta rapid de pe bicicletă și să o pot urca în tren. Pentru că la mine călătoriile mele sunt împărțite mare parte pedalez, dar o parte însemnată o călătoresc și cu trenul. Și mă ajută, spre exemplu, acum am scrutat remorca cu vreo 40, 30, 40, 50 de centimetri. Deci este foldabil brațul remorcii și asta mă ajută foarte mult. Apoi, alte modificări. O altă modificare foarte importantă este că cu ajutorul noii prinderi, într-un final, mi-am făcut aici loc pentru două baterii și pe care pot să le schimb
rapid cu cele de pe bicicletă în cazul în care cele de pe bicicletă se descarcă. Și fără să dau toată remorca peste cap, fără să stau să umblu remorcă în bagajul din remorcă. Este rapid. Am umblat, le-am scos, am schimbat și am plecat mai departe. Deci mă ajută foarte mult, foarte mult brațul ăsta, nu doar pentru raza de bracaj pe care spuneam, ci și faptul că pot să depozitez bateriile și nu în ultimul rând este foarte important brațul ăsta de remorcă, pentru că ia să vedem dacă pot să iau un cadru ca lumea așa. Este foarte important pentru că eu cu brațul ăsta de remorcă, remorca se echilibrează cumva singură. Deci ea stă în echilibru datorită brațului. Și ia uitați, o duc cu o mână. Ideea este să fie echilibrată, da? Este mono-wheel. Ea nu cade în nicio parte. Da? Se vede. Am greutate ceva mai mare într-un cop pe spate, că mai am până ea chestii. Însă ea stă de la sine pe roata ei, fără să-i fac nimic. Deci o pot tracta pe peron, spre exemplu, exact la modul ăsta merg cu ea după mine. Ea se echilibrează datorită noului sistem de prindere. Pe aici mai am borsete, pe aici am tot felul de curea de transmisie, pentru că nu e ca și cu lanțul. La lanț ai schimbat zaua, ai plecat. La mine trebuie să schimb cureaua, dacă s-ar rupt cureaua, o pompă pentru suspensie și alte acareturi pe care le mai am pe aici. Aici, în borseta asta, am petece, lipici și tot felul de chestii pentru pene, în mod special. Termosuri, încărcătoare. Cumva am făcut și o instalație. Încărcătoarele la mine sunt de-a gata montate. Da? Nu trebuie să stau din nou când opresc la încărcare, nu trebuie să stau să dau toată remorca peste cap ca să scot încărcătoare care nu. Pentru că asta înseamnă timp, în primul rând. Timp pe care oricum îl petreci, pe mine mă interesează să stau cât mai puțin timp la încărcare. Și timpul pe care îl petrec la încărcare în turele mele să fie în mod special dedicat încărcării, nu alt timp extra pierdut să stau, să scot încărcătoare, să scot baterii, să... Nu-mi place. Și aici am un cablu de 220 pentru încărcătorul care merge la bicicletă, pentru că aici am 4 și mai am încă unul care merge la bicicletă. Și cablurile care sunt pregătite le rămân întotdeauna la suprafață și doar le bag în baterii. Sau dacă bateriile sunt pline, le bag, prin bicicletele care mai sunt la drum cu mine. Aici mai am două prize, da? Acolo cablurile la fel, cablurile sunt pregătite, ăsta e mai mult pentru camping, pregătit, de campez în camping și acolo sursele, prizele sunt, pot fi departe de locul unde spui cortul. Și acolo în spate, de obicei, folosesc, asta este, se duce direct la priză. Aici mai am alte prize pentru diverse utilități. Vrei să-ți încarci un telefon sau, mai bagă cineva o bicicletă la încărcat sau... chestii de genul ăsta. Aici am tot ce este necesar pentru ploaie, echipamentul pentru ploaie. Și aici alte chestii care au rămas acolo depozitate. Alte upgrade-uri la remorcă au fost cele două coburi, care de fapt sunt două genți frigorifice de la Decathlon, da, pe care le folosesc. De obicei vara le folosesc ca și coburi, pentru aici am numai echipament de ploaie. Și iarna, când nu se mai impune folosirea unei lăzi frigorifice electrice pe care o am în remorcă, se schimbă un pic destinația lor, le folosesc apoi ca și
depozitez mâncare, dar când este răcoare, mai bag niște baterii din acelea care se îngheață, acumulator din acelea care îngheață. Și una sau poate chiar amândouă le folosesc pentru depozitarea mâncării la drum. Ce am mai adăugat? Am mai adăugat un cric mic de la Decathlon, pentru că pe al ei am avut grijă să-l rup în gară la Arad. M-am grăbit să intru în tren și am avut grijă să-l rup. Problema este că nu găsesc să iau încă un cric. Am găsit pe site-ul lor și nu, în fine, nu pot da comandă, nu înțeleg care sunt lucrurile acolo. Și am adăugat cricul ăsta pentru că la oprire el este reglat să păstreze același aliniament cu cricul de la bicicletă. Le trag pe amândouă, este mult mai comod să-l trag pe ăsta mic decât să cum era cricul original. Și le trag pe amândouă și las atât bicicleta, le las împreună, le las tot tirul, ca să zic așa, îl las pe cric. Deci cam asta a fost și aici. Coburile ei m-am orientat pentru că coburile ei sunt tot de 10 litri fiecare, ca și volum. Și problema este că ale ei, nu știu, sunt 100 și ceva de euro setul și am preferat Decathlon cu 50 și ceva de lei cobu. No, suntem români și nu ne permitem uneori să băgăm, să dăm, nu știu, anumite sume pe anumite chestii. Cel puțin din partea mea am văzut la fel de eficient. Am avut coburi mari, am avut coburi de 20 de litri fiecare și la momentul când mă înclinam, cobu atingeam sau am agățat și borduri și așa mai departe. Și le-am preferat pe astea două, sunt perfecte, am deja câteva mii de kilometri bune cu ele. Cam asta e remorca. Am mai primit o roată pe spate, am schimbat roata originală. Asta este o roată, este o jantă dublă, este cu butuc pe rulmenți, chiar ieri am schimbat rulmenții. Și o jantă mai lată decât a avut ea. Bineînțeles, folosesc tot șual de pick-up pentru remorcă. Am mai primit la modificare, hai să zicem așa, ca upgrade, am mai primit o aripă, pentru că dacă te prinde ploaia la drum, și nu de puține ori s-a întâmplat să mă prindă ploaia, automat e bine să nu te trezești cu noroiul în spate, în remorcă sau pe panou sau știu eu. Și am modificat o aripă de un SKS Blue Mels, tăiat, îndoit, aranjat, să arate un picuț și frumos pe bicicletă. Adică să arate ca și cum ar fi de acolo. I-am mai adăugat eu la bicicletă suporții ăștia pentru termos, am termos de 800 de ml și de 400. Și cam asta este remorca. Aici bicicleta pe care remorca monowheel pe care am tăiat-o și a venit mănușă tot ce am luat de acolo, ghidonul ăsta este ghidonul pe care l-am întors invers și i-am făcut un punct de prindere, pentru că remorca are de fapt 3 puncte de prindere, brațul remorcii are de fapt 3 puncte de prindere pe remorcă, are, ia să văd dacă pot să scot bateria asta singur, singur cu o mână, și știu că nu pot, că trebuie să o împing de jos. Get out, please. Așa. Am cam strâns acolo lucrurile. Și deci aici am 3 puncte de prindere. Am punctul 1, punctul 2 și punctul 3. Singura modificare pe care a primit-o remorca a fost să primească aici găuri pentru a prinde fostul ghidon de la remorca monowheel a fiicei mele. În rest, altceva nu s-a modificat și toate lucrurile stau ok. Ideea este că dacă faceți astfel de modificări, trebuie să aveți grijă, așa cum am arătat mai devreme, trebuie să aveți grijă să se echilibreze remorca, altfel riscă să dea ca peștele din coadă. Exact cum facem peștele din coadă, exact aia e senzația, începe să dea din coadă și este foarte nasol. Mie mi-a trebuit
vreun an și până am descoperit toate șmecheriile, cum, ce, unde sunt problemele, de ce intră în balans, de ce toate chestiile așa. Și se rezumă, mult se rezumă la sistemul de prindere. Deci aici cel mai mic joc aici, sau în special aici, aici mai e cum mai e, dar aici dacă are un pic de joc, s-a terminat, direct pește din coadă. O să mai revin cu informații despre ce pun în remorcă. Dacă mai plouă zilele astea și n-am ce face, că nu prea pot să plec pe nicăieri. Și o să mai revin și cu ce pun în remorcă, ce car după mine, ce folosesc la drum. Am mai făcut eu un clipuleț în trecut, dar să zicem că oarecum lucrurile pe alocuri s-au mai schimbat. Și o să mai revin cu un clip și o să vă arăt ce folosesc în turele în turele mele de bike touring. Nu știu, sper că n-am scăpat nimic. Cam asta este tot ce am putut să vă spun despre remorca mea Burley Coho XC, pe care am modificat-o într-o oarecare măsură. Deci sistemul de prindere. Sistem de prindere, roată, lumină, cred că am cuprins tot. Salutări!